Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Suntem în Pitești la Dacia, la Daperom, și vreau să vă spun că am făcut un test drive cu această mașină, cu acest Duster, și am fost destul de încărdat. Îmi pare foarte rău că n-am putut să filmez. Ar fi ieșit un car vlog, un review foarte, foarte interesant, dar vă pot spune cu mâna pe inimă, să zic așa, că sunt foarte încântat de Duster, sincer. M-am suit în el, l-am condus, mi se pare foarte mișto. Senzația de SUV pe care eu nu am mai trăit-o, să zic așa, în ghilimele, e destul de mișto. Are o grămadă de dotări pe care, nu știu cum să zic, probabil că nu credeați, de exemplu, cum are și BMW-ul. Dacă dai o dată în sus, el semnalizează de 3 ori un impuls, așa, unghiul mort și astea pe care toată lumea le știe. Are o servodirecție asistată electric care, vă spun sincer, este genială, genială, sincer vă spun. Deci merită din toate punctele de vedere în primă fază să încerc să iau un Duster. Eu ce am luat, am luat o versiune limitată, mată, pe care o să o vedeți în mai multe videouri. Din punctul meu de vedere, avem aici aproape toată gama, dacă nu toată gama. Step Away, cred că ăla e, nu știu ce e, Logan-ul și Duster-ul. O serie nemaipomenită, aș putea spune. O serie șmecher rău de tot. Dar am rămas pe Duster pentru că e un SUV. E un SUV automat, un motor de 1.333, ceva de genul, benzină, 150 de cai. Sincer să fiu, se simt un pic, la mai ales la automat, când bași piciorul în ea, pentru că are un pic de lag așa, dar e un motor de 3000, nu e o mașină sportivă. E o mașină să te ducă de colo-colo, ceea ce, pentru ceea ce vreau și eu să o iau, o mașină de oraș liniștită, automată, măricică, pentru că, sincer, după ce am condus BMW-ul ăsta seria 5, parcă pur și simplu aș dori și altceva. Ideea e că nu știu dacă o să vând BMW-ul neapărat, dar cu siguranță o să achiziționez un Duster. Eu am luat și cea mai scumpă versiune, am dat comandă de cea mai scumpă versiune, nu se mai poate pune altceva pe aia și o să vreau și să o modific puțin, dar asta o să vedem la timpul potrivit. Mă repet încă o dată, îmi pare rău că n-am apucat să fac un review, să filmez în mașină. A fost o experiență destul de plăcută, se conduce foarte ușor, foarte frumos. Mi-a plăcut, sincer, mi-a plăcut. O să revin cu un nou video, cu update, ce mai facem pe viitor. Vă salut!